Salutare, prieteni! Vreau să fac un experiment social care o să vă dea și vouă de gândit. De ce? Sunt din ce în ce mai multe persoane care suferă de frica de necunoscut. Dacă te duci și întrebi pe stradă, ți-e frică de moarte? Vor spune că da, mi-e frică. Nici nu vreau să aud de ea. De ce? Că moartea nu doare. Eu doar o secundă, ai ieșit sufletul și la revedere. Viața doare. Dar de ce ți-e frică de moarte? Că nu știi ce te așteaptă dincolo. Nu, ne-e frică mereu de necunoscut. De asta stăm în relații toxice an la rând, la locuri de muncă prost plătite și cu bătaie de joc, cum e proverbul la șantierul cu bani puțin și mult de lucru. Moartea nu doare, dar ne-e frică de necunoscut. Viața doare. Și dacă vrei să vezi cum doare viața, du-te și întreabă o mamă singură care își crește câțiva copii și se cară de pe o zi pe alta. Dacă vrei să vezi cum doare viața, mergi și întreabă un copil care nu și-a cunoscut părinții și a crescut în centrele astea de plasament. Cum doare viața? Te interesează? Mergi, te rog frumos, la un om al străzii care n-are nici ce mânca și n-are nici unde dormi. Sau mergi la un băiat care a căzut în patima drogurilor și a devenit dependent. Să vezi, îți vor spune ei cum doare viața. Dar până una alta, sunt tare curios cum vor reacționa oamenii astăzi. Da? Aici am pus un plic necunoscut, da? Să vedem dacă oamenii aleg necunoscutul și 50 de lei. Și voi întreba ce aleg. În acest plic am 100 de lei, dar le voi spune așa. Atenție mare, oameni buni, se pot afla înăuntru frunze de copac, da? Sau o scrisoare, sau o sumă mai mare. Îi pui puțin să gândească și să vezi dacă au încredere în Dumnezeu. Că practic asta este frica de necunoscut. Neîncrederea în Dumnezeu. El este deja acolo, El e în ziua de mâine, ne așteaptă. El e deja în problemele care vin peste noi, ca să ne arate ce înseamnă puterea, ce înseamnă răbdarea, ce înseamnă dragostea. În fine, nu vreau să vă plictisesc, hai să vedem cum reacționează oamenii, da? Dragi prieteni, am început vânătoarea și voi alege patru categorii de oameni. Tineri, copii, maturi, familiști și bătrâni. Tare curios sunt. Ce vor alege? Da? Hai să vedem. Bună, fac un experiment social. Te rog să îți alegi între aceste două lucruri. Plicul sau... Dar dezlipezi de acolo sau doar aleg? Nu, doar îl alegi. Gata, l-am ales. Perfect. De ce ai ales plicul? De curiositate. Curiozitate, nu? Adică nu ți-e frică de necunoscut. Bravo, felicitări, fii atentă. În plic se află, da, că te pare rog. Că e nevoie. Perfect, mersi. În plic se află o, da, sau o scrisoare, dar 100 de lei. Ăștia și mai importanți. Deci, așa. Felicitări, astăzi ai câștigat 100 de lei. Nu pot să cred. Bravo. Să fie de bine, pentru că ai ales necunoscutul. Asta e cel mai important. Bravo. Asta înseamnă că ai încredere în Dumnezeu. Foarte. Te pup. O zi frumoasă. Pa, pa. Da, sigur. Daniel Balaș pe internet. Ok, să încerc să țin minte că am telefonul pe plajă. Cu drag. Daniel Balaș. Da, mersi mult. Pa, pa. Ești foarte tare. Mersi. Nu m-am urcat, nu pentru că mi-ai dat bani, ești foarte tare. Mersi. Mersi mult. Bravo. Deci, tineretul a ales curiozitatea, plicul nou. Bravo, tată. Mă bucur. Mă bucur enorm de mult că avem tineri cu perspective. Dacă acea fată a ales plicul, să vedem această domniță ce ar putea alege. Să rămână, doamnă, facem un experiment social și sunt tare curios ce ați alege din aceste două lucruri. Atenție mare! Aici sunt 50 de lei pe care îi luați dacă îi alegeți sau un plic. În plicul acesta se poate afla o frunză de copac sau nimic. Sau o sumă mai mare, sau un lănțic, hai, sau nimic. Hai că am dat mulți bani, acum iau plic. Perfect. Stați, nu-l luați, vă arăt ce este în interiorul lui. Țineți puțin, nu, țineți puțin, țineți puțin cartonul. Perfect, perfect. Deci, în interiorul lui este o frunză, da? Deci putea să luați banii, doamnă. Nu mai acum, nu se mai poate. Nu se mai poate. De ce mă păcălești, mă? Nu vă păcălești, dumneavoastră. Auzi, mai ne poate, câți ani ai?
28. Dumneavoastră ați ales. Păi de-aia zic, măi băiete, ăștia-mi luat de gât. Cam nepot de 30 de ani, măi. Dar de ce? De ce? Nu. De ce ați ales plicul? A zis că poate fi ceva, că dacă m-ai luat cu deci vrăjeala, că deci... poate e un lanț, că poate nu știu ce. Deci v-am luat cu vrăjeală, v-ați pierdut. Păi, deci curiozitatea. Nu? V-a făcut? Sau nu vă era frică de necunoscut? Așa 50 de lei putea să-i luați. Uitați, sunt aici, bani, bani. Sunt bani, dat acum vreo 4 și... Nu contează, doamnă. Dar ați făcut alegerea perfectă. Țineți cartonul. Așa. Că știți de ce? Sub această frunzuliță așa există 100 de lei. Ați câștigat mai mult. Vedeți? Te pup. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Vezi, că nu m-am bucurat la bancă, dar vreo 400. Nu contează. Ceva, bravo, felicitări. Mulțumesc. Dar vreau să-mi spuneți sincer de ce ați ales plicul. De curiozitate. Curiozitatea, nu? De curiozitate. Deci nu vă e frică de necunoscut. Nu. Dacă de mâine ar trebui să faceți o schimbare mare în viața dumneavoastră, ați face-o? Depinde de ce. La vârsta mea oare ce schimbare pot să mai fac? Nu știu, de loc. Nu. De casă. Nu. De casă, niciun caz, că am făcut-o eu de la temelie. Am înțeles. Mâna mea. Mă bucur. Deci, tinerețea da. Este o stare și nu da. O perioadă a vieții, nu? Văduvă de 19 ani. Am înțeles. Deci, la 54 de ani a rămas văduvă. Am înțeles. Și nu v-ați mai recăsătorit? Nu m-am recăsătorit. N-am vrut să concep să vină altcineva lângă băieții mei. Uh-huh. Bravo. Doi băieți am și înțeles. Un nepoțel care îl cresc de la 4 anișori. Am înțeles. Un micuț a venit cu el în vizită. Și știam că sunt între niște condiții foarte, foarte urâte, uh-huh. multe persoane într-o garsonieră. Am și am zis, mai lasă-l mă puțin pe aici, pe la curte, pe la mine. Nu am o curte mare, dar zic, se mai învârte și el mai are puțin loc de alergare. Da. Oricând poarta ți este deschisă. Chiar dacă tu te-ai despărțit de feciorul meu, nu știu motivul care a fost, dar mai lasă pe atunci. Oricând ești binevenită să-l iei și asta, dar a uitat să mai vină să-l mai ia. Uh-huh. Mă bucur. Deci, felicitări, ați făcut un mulțumesc. Pas important astăzi. Să rămână. Mulțumesc. O zi bună, sănătate. Acolo, atât am câștigat ceva. Mă bucur. Să rămână. Inclusiv un băiețel cu o strângăreață ca la bunica. Să rămână. O zi bună. La revedere. Zice că avem noroc în dragoste. Dar exact. Nu știu dacă avem. Avem. Suntem iubiți de Dumnezeu. Ai, să exact. Din să rămână. La revedere. Pa, pa. Deci românii sunt curioși, mă, tată. Fata aia curioasă. Doamna curioasă, hai să căutăm o familie. Dar și ce vreau să fac? Să schimb tactica, să zic în plic se poate afla o frunză de copac sau nimic. Sau, sau la fel, 50 de lei. Știi, să nu-i mai duc eu. Cred că am făcut greșeală. N-are nimic, hai să vedem. Mergem mai departe. Bună ziua, bănuiesc că sunteți o familie, nu? Da, înțeleg. Da. Păi, fac un experiment social dacă vreți să participați. Aveți aici în față un plic și 50 de lei. Nu. Depinde ce alegeți dumneavoastră. Nu. Nu alegeți nimic. Am înțeles. Ok. Nu e problemă. Mai sunt și ea oameni antisociali, dar pe care nu trebuie să ne supărăm, ci pe care doar trebuie să îi înțelegem. Da? Mergem mai departe. Dacă tot mă urmăriți, înseamnă că știți despre ce este vorba. Astăzi vreau să fac un experiment social pentru familiști, deci voi, aici familia, da? Aici aveți 50 de lei între care puteți să alegeți sau un plic. În acest plic se află o frunză de copac sau ceva necunoscut, oricum. Voi alegeți. Frunză de copac. Sunteți siguri, da? Așa 50 de lei sunt bani. Ăștia e, vă cumpărați ceva. Deci, banii mai vin. Mai vin banii, nu? Deci mergeți pe necunoscut. Da, sigur. Perfect. Mă ajutați puțin aici să țineți asta? Așa, perfect, bun. Deci aici avem o frunză de copac, dar foarte bine că ați mers pe necunoscut, că dedesubt se află 100 de lei. Bravo! Felicitări! Tata ține banii, să vă bucurați de ei. Și mă interesează de ce ați ales plicul. Banii mai vin oricum. No, deci banii da, vin. Da, sigur. Uh-huh. Mă bucur. Sunteți tot timpul dispuși la nou. Da, sigur. Mă bucur enorm. Mă bucur. Să aveți o zi minunată. Sănătate, numai bine. Salutare, băieți. Care vrea să participe la acest experiment social? Care dintre voi doi? Eu. Tu. Bun, perfect. Fii atent. Ai aici o hârtie de 50 de lei și un plic în care e o frunză de copac, e ceva necunoscut. Ce alege? Banii că sunt bani sau plicul că nu știi ce e în el? Plicul. E sigur că vrei plicul? Așa banii te duci și te folosești de ei. Plicul. E sigur, plicul. Da. Perfect, ține puțin. Deci, de ce ai ales plicul? Pentru că poate să fie ceva mai important decât
bani, poate îmi ajută la ceva mai mult decât banii. Uh-huh. Poate și... nu e nimica, dar oricum. Păi asta spun, e... că e, poate să existe posibilitatea asta să nu fie nimic. Sau o frunză de copac, da? Înțelegi? Ești dezamăgit. Nu chiar. Puțin, că așa că banii... A fost un risc, a fost un risc. De ce ai riscat? Poate era ceva mai bun decât 50 de lei. Deci nu ți-e frică de necunoscut, ai riscat oricând. Da. Bravo, frate, pentru că ai riscat bine, te desubție 100 de lei. Nu cred. Felicitări. Ai câștigat 100 de lei și mă bucur că uneori riscul înseamnă încrederea în Dumnezeu. Știi? Mulțumesc frumos. Cu plăcere să te bucuri de ei. Mulțumesc. Sănătate, băieți, baftă, pa, pa. Fraților, am terminat cu bine și acest experiment social. Mă bucur tare mult că oamenii au ales plicul și nu banii. Asta denotă faptul că au scăpat de frică. Adică, ce înseamnă frica? Falsa realitate indusă celor adormiți în conștiință. Bun. Chiar eram acum câțiva ani la biserică și a venit o fată la mine și îmi zice: părinte, nu mă mai înțeleg bine deloc cu soțul. Dar a intrat o frică în mine că am fost la un preot duhovnic și m-a amenințat că dacă mă despart de el, mă mănâncă iadul, nu mai găsesc pe nimeni atât de bun și o să fie greu, rău de sufletul meu. Și îi zic, dacă tu ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putere ca relația asta să fie minunată, iar el nu vrea să evolueze, mergi către necunoscut, că acolo e Dumnezeu, te așteaptă, te ocrotește și el vrea să fii fericită. Da? Pentru că tu vrei să fii fericită, tu dorești schimbare. Și ea a ales să se despartă și acum și-a găsit un băiat minunat, un soț extraordinar, iar fostul ei partener de viață, în termenii noștri populari, s-a boschetărit mai rău. Vedeți ce înseamnă să nu-ți fie frică de necunoscut? Vedeți ce înseamnă să te eliberezi de prietenii toxici și de locul de muncă în care nu evoluezi și parcă mai rău te îngropi și financiar și spiritual? Vedeți ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu, că El e deja acolo? Bine. Sper că v-a plăcut și mult spor în tot ce faceți. Să nu vă fie frică de mâine, că tăticul e deja acolo.